Salutare națiune! Astăzi 2 iunie vom merge să vizităm, să facem, mai bine zis, să facem o călătorie cu trenul la Arad. O expoziție de trenulețe care a mai fost și anul trecut. De data aceasta se organizează la Sala Polivalentă Victoria din Arad. Ține între 1 și 4 iunie. Am înțeles că sunt colecționari din România, Ungaria și Austria. Lungimea șinei sumând undeva la 350 de metri. Diverse trenulețe, locomotive cu aburi românești, D-auri, E-auri, străine, MAV-uri, etc. 10 lei intrarea pentru adult, 5 lei pentru copii și 1 lei grupurile sau ceva de genul ăsta. Na, haideți să vedem această expoziție de modelism și istorie feroviară. Trenul internațional 2023 din direcție Viena, 130 de ani, Becheș-Craba, Debrețin, București, Ploiești, Târgu Mureș, Oradea. Și intrăm. Aici plătim biletul. Locomotivă seria 324 tip MAV 1909. Machetă realizată de Popoviciu Ioan, 1922-1999. Din metal, excepțional. Gara din Arad. Mașina mobilă de foc. 1869. Hai că ne învârtim pe aici. Șulțărul. Ce ziceți? Avem și reflectoare.
Ia uite, războiul bate la ușă. Locomotivă cu aburi. Aici suntem în compartimentul maghiar. Mașină de pompieri. De nedorit. Iar alt accident. Cam repede. La maghiar le plac accidentele. Super. Tractorul cu noroi pe roți. Excelent făcut. Te-ai băgat mai mult din de aici. Păi nu, ai și un precomandă. Are loc pentru mai... De când se făceau prin o 70 7, 7, 7. A dus o dat cu Doareșița. Și acum ajungem la podul Curcan din județul Călăraș. Avem o linie părăsită. Alta Perian Port, anul 1996. Aici avem un țintirim. Are benzină. Dacă e ceferit de nostru, vândă-te un gare la Vorafon. Da, și ajungem la stația Zăbrani, județul Arad. Aici este grupul Arrail Club, Arad, România. Oh, ce frumoasă e locomotiva cu aburi.
combina agricola. Asta ce pot o fi? Nu se știe. Foarte fain. Aici avem Clubul Feroviar București. Accident. Neatent domnul conductor. Aici avem un GM Express. Stația Măgurele. Rom lemnele la Austria. Lemnele astea sunt curenți, nu cum una de curenți. Păi ca să meargă trenul. Hai să putem făcut câte pe lângă acolo. Artesiana. Esatto, ma te lo chiede a te mi viene che io sono meglio in mia ferie che ce n'è. E da questo ho passato due malattie. Guarda, è un esempio. Tractoare pe plantație. Foarte fain. Se încearcă să pune niște linie electrificată. Iată, avem și aici panou solare. Aici avem tot într-o zonă maghiară. Foarte frumoase și locomotivele maghiare. Digem, poate să faci. Da, digital, poți chestia. Analogii nu poți. Aaaa! Vezi? Un generator de la care trebuie să fie comandă funcție. Și...
Dacă se întâmplă, se întâmplă, dar nu de la ea. Dacă îți delează, buf, moare tot. Am și eu. Eu mi-ar tot chestia. Mai revine după aceea. Păi își revine, văd că trebuie să iau. Am iau, hai, hai. Nu e problemă, că așa la noi, dacă se întâmplă. Fut-o, Iohacio, fut-o. Bobby, vissza fele tudok jönni? Helytelenben? Állj meg mögöttem! Mi honnan csüden ferovjár? Jó, gyere! Gyere! Intézzel a készülőt. Da, frumos circuit. Eolienele. Iată și aici ori tăiat pădurile. Lemne pentru astea. O linie părăsită se observă acolo și linia îngustă. Bekes Csaba.
Și aici ajungem în sectorul echipelor sau echipei din Austria. Frumoase miniaturi, dar parcă mai frumoase sunt cele românești. Astea sunt prea moderne. Vagoanele pe etaj, într-adevăr, sunt faine. Iată, chiar o locomotivă de asta. Foarte frumos. HGD-ul, magazinul din Cluj. Suntem în sectorul austriac. Cicliștii au bec. Vedeți? Da, este. Da, este. Da, este. Da, este.
Jön ötös, fiat, minek ugyan ott van föl, meg jelvi rám alatt. Fiat a vég. Foarte frumos. Incendiu de pădure. Ne apropiem de finish. Aici unde e cel mai fain. Deasupra de acolo.
Cam așa arată privită de sus expoziția de modelism, trenulețe în miniatură. Într-adevăr, atracția sunt trenulețele, dar și construcțiile și peisajele care fac parte din peisaj sunt superbe. Dacă puteți, mai ales pentru copii, dar chiar și pentru copiii mari, adică adulți, veniți că e foarte fain. După cum am spus la început, de ieri și până duminică este deschis, azi până la ora 18, mâine și duminică 10-18. Rectific. Mâine până la ora 19 și duminică până la ora 18. Și cam aceasta a fost expoziția. La ora actuală, din câte am înțeles, una dintre, sau cea mai mare din Europa. Dacă puteți și aveți timp, veniți că merită. Sunt niște lucruri foarte faine. Hai,
Deci am vrut să înregistrez, să filmez, să înregistrez, mai bine zis, anunțul cum pleacă trenul din Viena și ajunge în România prin Ungaria. Super! Veniți, veniți, veniți! În fine, vă mulțumesc că vă uitați la vlogurile mele. Până la o nouă revedere, vă doresc multă sănătate. Să fie bucurie și să ne vedem cu bine într-un alt vlog. Ciao!